Au trecut mai bine de 20 de ore de la tragedia din Bacău, acolo unde doi copii s-au înecat după ce au fost aruncați în râu chiar de propriul lor tată. Bărbatul este însă în continuare de negăsit. Polițiștii au mai multe ipoteze, iar una dintre ele este aceea că tatăl și-ar fi pus și el capăt zilelor. Fratele cel mare al copiilor înecați le-a povestit autorităților cum a reușit să scape. Cu detalii despre acest caz vine colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristi, bună ziua! Ce ai mai aflat de la anchetatori? Bun găsit, băiatul de numai 6 ani ar fi auzit cearta părinților și inclusiv momentul în care tatăl său a amenințat că se va arunca în apă împreună cu toți cei trei copii. A simțit că viața este pusă în primejdie, așa că s-a urcat imediat pe bicicletă și a plecat la bunici, acolo unde nu a mai putut fi găsit de către tatăl său. Din nefericire, sora lui de numai 4 luni și fratele de 5 ani nu au reușit să scape de furia bărbatului și au sfârșit astfel înecați în apele râului Siret, la barajul Berești. Tatăl copiilor nu este momentan de găsit, nici măcar acum la mai bine de 24 de ore de la incident. Nu se știe dacă acesta s-a aruncat și el în apă sau dacă s-a răzgândit între timp și a decis să îi ucidă doar pe cei mici. Cert este că polițiștii l-au căutat ieri până târziu în noapte și au reluat căutările astăzi de dimineață. Principala ipoteză a autorităților este aceea că bărbatul s-a aruncat în apă, însă scafandrii nu au reușit să-l găsească nici până la această oră.